Eu știu că oamenii care au făcut agricultura ani și ani și ani și au văzut cum cresc plantele ca urmare a tratamentelor respective, ei continuă așa ca într-un perpetuum mobile și le este teamă, o anumită temere. Însă eu zic că trebuie să facă pe o suprafață mai mică o încercare, după care să vadă că e un rezultat spectaculos uneori și din punct de vedere financiar, cum spunea domnul Constantin, pentru că la vremuri noi și noi trebuie să ne adaptăm și să gândim după cum sunt vremurile. Și după, Oamenii noi da, cu așa gândire este. nouă. Așa este. Noi nu putem să tragem lumea după noi și nu putem să schimbăm noi ceea ce Dumnezeu și universul întreg face să se schimbe, el gândește așa și atunci noi doar trebuie să înțelegem că nu se mai întoarce nimic cum a fost și că nici chimicul nu este, se vede prin spitale câți oameni sunt bolnavi și nu avem dreptul cei care sunt fermieri să otrăvim pur și simplu solul, oamenii, animalele, că nitriți, nitrați, aceasta înseamnă. Azotatul de amoniu, aceasta înseamnă. Pentru că toate ajung în apă, toate nu rămân izolate undeva, intră într-un circuit al naturii. Și Și consumăm există acea un apă, preț, da. da, un preț pe care îl plătesc oamenii, un preț pe care îl plătesc copiii noștri și există malformații, există niște dereglări. Nu mai spun din punct de vedere energetic, dar este vorba de chimic, ceea ce se întâmplă și biochimic, și în plante, și în oameni, și avem datoria să ne gândim că toți ne hrănim. Deci, orice meserie am avea, toți ajungem să punem farfuria pe masă. Și atunci, toți fermierii sunt responsabili de sănătatea rudelor, copiilor, familiei și a întregii planete.